Creșterea bovinelor pentru lapte a ajuns o afacere din ce în ce mai puțin profitabilă și pentru producătorii din sudul țării, care se plâng de același preț al laptelui. Ei își vând marfa la poarta fermei cu 1,2 lei pe litru, iar de la fabrica procesatoare și până la raft, prețul crește de aproape 5 ori, spun aceiași fermieri nemulțumiți de tarifele practicate în piață pentru acest aliment atât de căutat de consumatorul român. În opinia lor, a produce în ziua de astăzi un litru de lapte este ca și cum ai munci degeaba, iar mai mult, ești nevoit să aduci bani de acasă pentru a întreține ferma și animalele. Într-un cuvânt, laptele în țara noastră pleacă din fermă mai ieftin ca un litru de apă plată. Crescătorii de animale, mai precis cei de bovine, se plâng că prețul laptelui n-a crescut nici măcar cu 10 bani. Nu, domnule, noi și acum la această oră vindem cu 1,20-1,30 lei litru de lapte, în timp ce la piață este 7,50-8,9 lei. Deci este strigător la cer și, ba mai mult, eu a trebuit să dau la o fabrică, pe la Târgoviște, și să-mi recuperez banii numai cu hotărâri judecătorești. Adică, dar tot datorită statului, acea fabrică n-are nicio vină, pentru că a venit pandemia. Fiecare adună după cum ce poate, pe lângă noi trec câteva căruțe, mai mult, iarba este uscată. Da. Deci este singura speranța noastră, asta este acum, dacă bunul Dumnezeu ne mai dă froburicică de ploaie să putem să mai facem ceva, altfel animăluții sunt deja, au intrat în stres datorită căldurii și datorită faptului că nu mai are ce să mai mănânci. Noi nu ne permitem la prețul atât de mic de lapte să putem să le cumpărăm furaje. Nu ne permitem. Vă dați seama să producem furaje cu 9,50 lei litru de motorină, cu 5.000 de lei tona de azotat. Deci nu se mai poate așa ceva. Până acum a fost ce a fost. Deci această liberalizare pe care au dorit-o și au fost de acord domnii politicieni, a fost o piatră grea pentru noi. Trebuia să liberalizeze în timp 25% pe fiecare an, dar mi-a venit prea rău, a crescut cu 500%, motorina s-a dublat, iar laptele meu a rămas la fel. Care este prețul corect? Ar fost 2,50 lei. Programul de investiții pentru înființarea stânelor montane este pus în dezbatere publică de către MEADR, mai exact un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea legii dedicate acestei inițiative. Programul are ca obiect facilitarea accesului la finanțare în vederea realizării de investiții pentru înființarea stânelor montane de către crescătorii de animale din zona montană. Obiectivele urmărite prin implementarea acestei scheme de investiții se referă la îmbunătățirea performanțelor economice și a competitivității crescătorilor de ovine din zonele montane ale României, prin înființarea unor stâne montane care vor fi utilizate atât pentru prelucrarea laptelui, cât și ca adăposturi pentru animale, dar și pentru crescătorii de ovine. Proiectul de ordonanță prevede instituirea unei scheme de finanțare prin care beneficiarii programului primesc maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiției în vederea realizării de stâne montane. Potrivit actului normativ, beneficiarii programului de investiții pentru înființarea stânelor montane pot fi persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, grupuri de producători. Actul normativ mai stipulează că prin program un beneficiar poate accesa finanțarea prevăzută o singură dată, precum și că stânele montane înființate în cadrul acestui program pot asigura prestări de servicii și altor beneficiari, pe bază de contract de prestări servicii. Cultura de porumb din acest an ar putea fi calamitată în proporție de 100% pe suprafețele neirigabile din județul Vrancea. Anunțul sumbru vine de la prefectul județului Nicușor Halici, care a precizat că doar 5% din suprafața arabilă a județului este irigată. Din ce am constatat eu, pe suprafețele neirigabile, cultura de porumb este calamitată 100% din punct de vedere al rodului. Din cauza situației extreme, mai mulți fermieri au decis deja să recolteze porumbul pentru ca acesta să nu se usuce de tot și să poată fi folosit ca furaj proteic pentru animale. Dar din punct de vedere economic, aceste culturi nu mai au nicio valoare. A declarat Nicușor Halici, prefectul județului Vrancea, citat de Ager Press. Potrivit acestuia, și cultura de floarea soarelui ar putea fi calamitată în proporție de 80-90%, dar acest procent variază în funcție de nivelul de precipitații din perioada următoare. Halici a precizat că se centralizează încă rapoartele operative primite de la fermieri și în același timp se caută modalități pentru a combate seceta pedologică anul viitor. Pierderile economice în Vrancea sunt uriașe în acest an. În primăvară, mulți dintre fermieri se gândeau dacă să mai însămânțeze culturile de toamnă. Majoritatea au făcut-o și acum regretă. De aceea, această secetă ar avea un impact foarte mare și în anul viitor.
a mai spus Halici. Prefectul județului Vrancea a precizat că se află în contact permanent cu Ministerul Agriculturii și cu alte ministere pentru identificarea resurselor necesare pentru aplicarea unor măsuri urgente de reechilibrare sau temporizare a acestei tendințe de secetă pedologică pentru anul viitor. Termenul de centralizare pentru culturile de toamnă este 15 august, însă Halici speră că în cel mai scurt timp va avea o estimare de peste 90%. Din datele adunate până în acest moment de Direcția pentru Agricultură Vrancea, peste o treime din suprafața arabilă a județului este calamitată. Până în prezent s-au primit rapoarte operative pentru o suprafață de circa 53.000 de hectare de teren agricol, pe care culturile au fost afectate de secetă, din care aproximativ 30.000 de hectare pe culturi de toamnă. Din nefericire, în Teleorman, Olt și Dolj nu mai avem apă pentru irigat, a anunțat ministrul agriculturii Petre Daia. Pentru fermierii din zonă, vestea legată de apa pentru irigații a venit ca o lovitură în moalele capului, din cauza faptului că nivelul Dunării a scăzut, la stațiile de pompare din cele trei nu mai există nivel de exploatare. Apele s-au îndepărtat de țărm, cu toate măsurile luate pentru a draga canalele de aducțiune, nu mai avem apă la prize. La Zimnicea, o parte din vadul Dunării s-a transformat în plajă, a scris Petre Daia pe pagina sa de Facebook. În Teleorman, Olt și Dolj, în perimetrele în care s-a irigat, starea de vegetație este bună, iar culturile nu sunt afectate. În aceste condiții se impune un ritm accelerat al lucrărilor de investiții pentru realizarea programului de reabilitare a sistemului de irigații din România, a arătat Petre Daia. Pe principiul tot răul este spre bine, ministrul Daia spune că lipsa apei reprezintă momentul oportun pentru începerea lucrărilor de reabilitare. Întreruperea pompării apei în sistem o transformăm într-o bună oportunitate de executare a lucrărilor în stațiile de pompare și de impermeabilizare a canalelor de aducțiune și de distribuție. Ministerul Agriculturii asigură finanțarea tuturor lucrărilor prevăzute în Programul Național de Reabilitare a Sistemului de Irigații în perioada 2022-2027, aprobat de Parlamentul României. Programul de reabilitare a sistemului de irigații în România este obiectiv prioritar pentru Ministerul Agriculturii. Îi asigur pe fermieri că lucrările de investiții din infrastructura principală se vor realiza la timp. Bani avem, să nu mai irosim timpul. A mai scris Petre Daia în postarea sa pe Facebook. Culturile de primăvară de anul acesta sunt compromise din cauza secetei pedologice care s-a instalat pe suprafețe extinse din țară. Nu se mai poate salva mare lucru din recolta de anul acesta, iar meteorologii spun că șansele de ploi însemnate cantitativ în luna august sunt slabe. În emisiunea Agricultura la Raport, șeful laboratorului de agrometeorologie din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, Daniel Alexandru, a prezentat prognoza pentru următoarea perioadă. La fel cum este august, va fi și septembrie, adică deficitar. V-am zis, nu excludem episoade care să compenseze ceea ce se poate prognoza pe o lună, astfel încât în 2-3 zile să se schimbe situația în ceea ce privește prognoza și să vină într-adevăr episoade de precipitații, dar încă suntem în vară și aceste episoade de precipitații ar fi bine dacă vin să nu fie în stil specific aceste perioade, cantități foarte mari în 2-3 ore, cum s-a întâmplat la Craiova și în zonele adiacente, pentru că în momentul respectiv avem probleme în ceea ce privește eroziunea, scurgeri, distrugere a suprafeței foliare, bineînțeles că aceste ploi de scurtă durată cu cantități foarte mari de precipitații vin mereu însoțite de grindină și astfel de fenomene care sunt distructive asupra plantelor care se află în vegetație. Bine, la ora asta nu mai e nimic în vegetație. Nu mai e nimic în vegetație. Poate să vină și grindină. Ceea ce vreau să spun și cred că sunt de acord și cei care sunt implicați direct în acest fenomen din agricultură. Pentru porumb, chiar dacă am avea o ploaie uniformă pe parcursul a 3-4 zile, nu cred că se poate salva foarte mult din ceea ce înseamnă recolta pe anul acesta. Este mult prea târziu, deficitul a fost foarte mare, s-a menținut o perioadă îndelungată de timp și nu știu care ar fi revirimentul unor ploi măcar de 10-15 litri care să compenseze ceea ce n-a plouat în 10 luni. Deci vorbim de 10 luni,
în care doar două luni, în anumite zone, vorbim aici de luna noiembrie și decembrie, în care s-a atins normalul perioadei în anumite zone din România. În rest, toate au fost deficitare, toate cele 8 luni din 10 au fost deficitare și, așa cum v-am spus, față de cât ar fi trebuit să plouă normal în zonele respective, deficitul de precipitații în luna respectivă este între 50 și 80%. Practic avem zone, și cred că inclusiv în zona invitațiilor dumneavoastră, avem zone în care în 10 luni de zile nu s-au acumulat mai mult de 100 de litri pe metru pătrat. Seceta de anul acesta îi va duce pe cei mai mulți fermieri în faliment. Aceștia au renunțat la profit și speră să-și acopere măcar cheltuielile. Foarte mulți dintre cei afectați de secetă spun că s-au decapitalizat complet. Iar noul an agricol devine o mai mare povară pentru cei care trebuie să investească în îngrășăminte, motorină, utilaje și salariile mecanizatorilor. La prețurile care se practică acum pe piață și la producțiile care se obțin, vă pot spune că un cunoscător, e faliment curat. Gândiți-vă că noi am obținut aceste produse cu niște cheltuieli de 2-3 ori mai mari decât anul trecut. Gândiți-vă că noi am folosit îngrășăminte cu prețul de 5 lei kilogramul. Motorina, vedeți, a ajuns la 9 lei. N-am văzut din partea guvernului măcar să ia să facă o analiză, să vadă că acea subvenție care ne-o dădeau la motorină până acum era calculată când motorina era 3 lei și acum a ajuns la 9, nimeni nu spune nimic, pe nimeni nu interesează și ca unul cu experiență de 40 de ani în agricultură, vă spun, nu avem cu ce începe lucrările pentru un nou an agricol. Gândiți-vă că iulie este cum este, dar din sfârșitul august trebuie să ne apucăm de însămânțat culturile pentru la anul. Cu ce? Dacă noi nu reușim acum măcar să ne achităm datoriile. Nu mai zic de faptul că de vreo 3 ani de zile nu beneficiem decât doar de sfaturi, beneficiem doar de promisiuni, dar de ceva real n-am beneficiat. Și aș vrea să le spun celor care mai conduc țara asta că pâinea sau mămăliga, ca să fim toți suntem în Moldova, nu se produce cu promisiuni, cu siguranță. Nu se produce cu promisiuni și cu vom face. Vom face. Când? Aici trebuie punctat la timp. tone este cea mai mare cantitate de grâu recoltată de o singură combină în 8 ore. Este un record pentru România acreditat de Guinness World Records. Această realizare a fost făcută cu o combină de serie New Holland CR8.90 Revelation cu tehnologie Twin Rotor, echipată cu header McDon Draper FD140 de 12,2 metri, în prezența unui arbitru oficial Guinness World Records, a profesorului Ovidiu Ranta, doctor inginer USAMV Cluj-Napoca în calitate de observator independent și a 4 martori externi. Recordul a fost realizat la Șindrilița, Găneasa, județul Ilfov, la ferma GON Costi Agrostar SRL. Combina New Holland CR8.90 a intrat la recoltat la ora 10.07 și a recoltat non-stop până la semnalul de final dat de arbitrul oficial Guinness World Records, la 18.07. Dorința noastră a fost să dovedim performanțele unei combine ideale pentru fermele din România, ca și capacitate și caracteristici tehnice. Am vrut să facem asta în condițiile locale, familiare fermierilor români, pe un sol românesc și cu o echipă majoritară Agroconcept. A declarat Florin Marin, directorul tehnic al Agroconcept. La rândul său, Jaideep Singh, CEO Agroconcept, a precizat că acest proiect a început să fie gândit cu mai bine de un an în urmă, de echipa companiei și că au fost multe variabile de care inițiatorii au trebuit să țină cont.
Sezonul acesta de recoltare ne-a ridicat ștacheta și mai mult, dar am decis să nu renunțăm, orice ar fi, și cu suportul partenerilor de la New Holland, bazându-ne pe o echipă ultra dedicată și două produse care ne-au dovedit în timp rezultate remarcabile. Combina New Holland CR890 și header-ul McDon FD140 de 12,2 metri. Am reușit, a declarat Jaideep Singh, CEO AgroConcept. Este un rezultat extraordinar pentru agricultura noastră, dovedind astfel că în piață există tehnologia necesară de ultimă oră, tehnologie pe care fermierii se pot baza și mai ales pot obține profitul dorit atât de mult. Timpuriu, frumos și dulce de dăbuleni. Ce ar putea fi dacă nu pepene? Ei bine, nu este orice fel de pepene, ci un hibrid de pepene verde din gama Seminis. La Dăbuleni, județul Dorj, Universal Group a organizat cel mai dulce eveniment al verii pentru evaluarea hibrizilor de pepeni verzi din gama Seminis. După 3 ani de testări și evaluări în cele mai importante bazine din România, fermierii prezenți la evenimentul găzduit de ferma Crispet au ales pepenele Brixberry, un hibrid de calitate superioară pentru piața românească. Un proiect realizat de Universal Group alături de partenerii săi Crispet și Bayer, la care AgroTV s-a alăturat. Anul acesta Brixberry chiar s-a comportat foarte bine în cultură. Cei drept, perioada de legare a fost un pic mai întârziată datorită temperaturilor extreme la care s-a ajuns anul acesta, însă chiar și așa hibridul s-a comportat excepțional. Avem un număr mare de fructe pe plantă, iar calitățile hibridului cred că, din punctul meu de vedere, sunt unele care îl împing în față și îl fac să fie un hibrid potențial pentru piața de care noi suntem legați în zona noastră. Este un hibrid timpuriu. Se știe de timpurietatea de la Dăbuleni. Da. Toată lumea aleargă după această timpurietate. Cred că e o asociere. Când spui timpurietate, automat te gândești la Dăbuleni. Exact. Iar asta cred că e cel mai mare plus pe care putem să-l avem noi în zonă. Iar genul acesta de hibrid ne ajută să penetrăm piața în această perioadă, pentru că sunt hibrizi care merită. Obțineți un beneficiu în plus atunci când acești pepeni vin cu extra timpurietate. Extra timpurietate, exact. Cantitate, extra timpurietate, calitate. Da. Ce calități? Dulceață, brixul, conținut un zahăr. Să vă zic sincer, prima dată când am mâncat Brixberry, am avut senzația că mi se lipesc mâinile de la cantitatea de zahăr pe care hibridul o are. Este un hibrid care practic ți se topește în gură, e foarte dulce. Rezistă destul de bine în cultură, în ciuda temperaturilor extreme de peste 35 de grade pe care noi îl avem. Nu vedem arsura solară. Da, este un expus. Care, deși este expus la soare, nu este penetrat de razele puternice ale soarelui, ceea ce din nou este un plus pentru zona noastră, pentru că, după cum se vede, solul zonei este predominant sol nisipos. Și atunci noi asta trebuie să facem, să venim cu hibrizi care sunt rezistenți fie la arsură solară, sau la temperaturile... Că să-și mențină acele calități. Exact, da. Și, într-adevăr, calitatea se vinde mult mai ușor în orice domeniu și în orice. Și atunci trebuie să ne orientăm spre calitate. E o tendință a oamenilor către calitate. Acum sunt sigur, după 2 ani de muncă, și tu și eu suntem siguri că e un hibrid bun pe care, cu siguranță, putem să-l recomandăm. Acesta este un drum pe care îl facem de obicei de 2-3 ani de zile, de analiză, de urmărit, de apariția fructelor, de mărimea lor, de culoare, de toți ținem cont de toți factorii ăștia și de toate calitățile. Crezi în acest hibrid? Categoric da. Și văzând totodată și părerile cultivatorilor care au fost astăzi prezenți la eveniment, da, cred cu tărie că Brixberry poate cu ușurință să intre pe piață în momentul de față. La
La noapte cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, local în regiunile sudice, estice și pe arii mai restrânse în centru. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 12 și 23 de grade. Mâine vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, cu disconfort termic ridicat și pe alocuri caniculară, în regiunile vestice și sudice. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, mai ales după amiaza și seara în zonele de deal și de munte și pe alocuri în restul teritoriului. Izolat vor fi vijelii și grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 36 de grade. În 2022, Faderstad lansează o nouă semănătoare construită pentru a combina capacitatea cu agronomia solidă. Vă prezentăm Inspire 1200CS. Inspire este o semănătoare de 12 metri, disponibilă în două tipuri de modele, cu sau fără plasator de îngrășăminte. Pentru a permite controlul complet până la 1,5 metri, ieșirea este împărțită în 8 secțiuni separate. Ca toate celelalte mașini Faderstad, Inspire este concepută având în centrul atenției șoferul. Cel mai important, inima lui Inspire este sistemul său receptiv de cultură a semințelor, cu o excelentă capacitate de adaptare la orice nereguli de pe teren. Rezultatul este o amplasare impresionantă a semințelor, cu o răsărire uniformă pe întreg terenul cultivat. Faderstad, unde începe agricultura.